Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dat startul pentru tipărirea cardului european de sănătate, iar procesul va fi reluat începând de luni. Noul card de sănătate este gratuit și se poate ridica de către asigurații gorjeni de la sediul Casei Județene de Asigurări Gorj începând de luni sau va fi livrat direct la domiciliu. Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj spune că persoanele care nu vor putea să aștepte până la eliberarea cardului vor putea beneficia de un certificat provizoriu care atestă calitatea de asigurat a persoanei. A existat o întrerupere din toamna anului trecut în procesul de tipărire a acestora. Începând cu data de 18.03, Casa Națională ne-a comunicat că se va relua procesul de tipărire, iar asigurații noștri pot să vină la noi pentru depunerea cererilor, urmând ca în ordinea sosirii acestora să se proceseze, se vor ridica ori de la Casa de Sănătate, ori vor fi livrate la domiciliu. În continuare vor fi gratuite. Iar pentru cei care se grăbesc și nu așteaptă să se tipărească aceste carduri, vor exista în continuare certificatele provizorii care se pot elibera chiar pe loc. Cardurile europene de sănătate se pot folosi în orice țară a Uniunii Europene în caz de urgență și dovedesc calitatea de asigurat a persoanei care îl deține. Se pot folosi în tot spațiul Uniunii Europene în cazuri de urgență, nu pot fi folosite pentru tratamente, decât în cazuri de urgență până la stabilizarea bolnavului. Anual, aproximativ 5% din persoanele care depun cereri pentru ridicarea cardului de sănătate nu și-l mai ridică de la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, folosind astfel doar certificatul provizoriu. 40 de astfel de cazuri au fost înregistrate în anul 2012. La ora actuală există în jur de 40, deci cam v-am spus un procent acela de 5% de persoane care își ridică certificatul provizoriu atunci pe loc și nu mai vin după card, ori că pleacă definitiv din țară, ori nu mai au nevoie de ea.